familia Sterp s-a confruntat cu probleme serioase în ultima vreme după ce poliția a ajuns să le bată la ușă. Frații lui Culiț au primit reclamații din partea mamei lui Beni, adolescentul pe care l-au luat să locuiască cu el din dorința de a-l ajuta. Recent, Iancu a dezvăluit că protecția copilului s-a pronunțat în această situație și a decis ca băiatul să se întoarcă la părinții biologici. Iancu a ținut să împărtășească cu cei care îl urmăresc faptul că Beni a trebuit să se întoarcă la adevărata lui familie, după ce mama lui a făcut o plângere la poliție împotriva familiei Sterp. Chiar dacă adolescentul era foarte bine îngrijit și nu-și dorea să plece din casa celor care l-au luat și l-au ajutat timp de 3 ani, se pare că protecția copilului a decis contrariul. M-ați întrebat foarte mulți despre situația lui Beni și dacă mai stă la noi. Beni nu mai stă la noi acasă pentru că am avut ceva probleme cu poliția și s-a întors la el acasă. Asta au hotărât cei de la protecția copilului, acum stă acasă la mama lui. Au spus că are voie să vină la noi în weekend, dar doar cu hârtie scrisă. Acum stă la el acasă, nu mai stă cu noi. Asta a fost hotărârea luată, nu avem ce să facem. Este totul ok, vorbim cu el în fiecare zi, am vorbit și cu familia lui. S-au liniștit apele chiar dacă el s-a mutat înapoi. O să vedem pe viitor ce se va întâmpla, a povestit Iancu Sterp. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vreau să vă readuc aminte că vă puteți abona la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.